De curând, reprezentanți de la 16 biblioteci din județul Dâmbovița au vizitat câteva puncte de informare din București, printre care se numără Biblioteca Națională și Biblioteca Metropolitană. Această vizită de informare și documentare este un bonus pentru bibliotecarii activi și atenți la problemele sociale din fiecare an. 16 biblioteci din județul Dâmbovița, biblioteci comunale și câteva orășenești, au fost reprezentate în cadrul acestei vizite. Bibliotecari din cadrul Bibliotecii Județene Ion Helia Drădulescu cu Dâmbovița și, bineînțeles, echipa Centrului Europe Direct. În afară de această vizită, văzută ca o recompensă pentru cei mai buni voluntari, cei 33 de participanți dâmbovițeni s-au bucurat și de câteva cadouri din partea gazdelor, constând în materiale informative și obiecte simbolice. Toți au primit cadouri, atât de la Centrul Europe Direct Târgoviște, materiale de promovare, tricouri, cât și din partea gazdelor noastre. La fiecare dintre acestea am fost așteptați cu daruri pentru toți. Vizita anuală la Institutul European Român, la Centrul Europe Direct București, la Biblioteca Națională și Biblioteca Metropolitană a României nu este accesibilă tuturor bibliotecarilor, cei care s-au putut bucura de acest eveniment în 2013, fiind selectați în urma unui concurs. Trebuie să spunem din start că a fost practic un concurs pentru a te putea califica la această vizită, fiind selectați din rândul celor 33 de puncte de informare, respectiv 33 de persoane care funcționează și își oferă serviciile prin intermediul acestora, cei mai buni. Cum a fost primită vizita? Bineînțeles, cu mare entuziasm, pentru că fiecare dintre noi dorim să aflăm mai multe, să fim mai informați, cunoscut fiind faptul că informația înseamnă putere.